Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Mințea Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Daniel Ștefan Drăgulin, președintele PNL, primarul municipiului Călăraș și candidat pentru al treilea mandat. Bine ați venit! Să rămână bună ziua dumneavoastră și bună ziua celor care ne privesc! Am văzut că s-au finalizat lucrările la Poșta Veche? Mai sunt câteva retușuri și sperăm ca până la sfârșitul lunii să facem o prerecepție. Am discutat cu domnul ministru al dezvoltării pentru că banii pe care i-am investit în acea clădire sunt bani pe program operațional regional și aș vrea să aduc la cunoștință tuturor că am fost primul municipiu reședință de județ care a accesat bani pentru asemenea lucrări. Care este valoarea lucrării? Valoarea investiției de la Poșta Veche este de 2,56 milioane de euro. Cota de finanțare este de 2%. Banii sunt rambursați. Toate cheltuielile pe care le-am făcut au fost decontate de Ministerul Dezvoltării. În afară de acești bani pentru o expertiză financiară s-au cheltuit 11.000 de lei. Și nu văd de ce tot fac ei tot felul de discuții vis-a-vis de faptul că noi am plătit această lucrare și nu s-au rambursat banii. O minciună grosolană, cum de fapt, ca și până acum, ei numai minciuni spun. Deci, în momentul de față, să clarificăm o dată pentru totdeauna această discuție în contradictoriu despre Poșta Veche. Da. Banii care au fost folosiți pentru lucrările de la Poșta Veche, în momentul de față, au fost rambursați și cheltuiți pentru alte investiții. Alte investiții, doamnă. Vreau să vă spun că acest proiect a fost primul depus la Sud-Muntenia și primul care a fost semnat. Începând cu septembrie 2018, am semnat contractul de lucrări, lucrări care s-au demarat până în acest moment. Mulți spun că este valoare foarte mare. Eu vreau să vă spun că o clădire luată de la minus, o ruină, și se poate vedea aceste lucruri din fotografiile pe care le-am făcut la fața locului, s-a ajuns la o clădire foarte frumoasă, dotată cu, să zicem, în componența căruia există 6 ateliere pentru copii, pentru că, așa cum am spus și în alte întâlniri, această investiție este către realizată este către copii în cele 6 ateliere și permite să dau citire. Este vorba de un atelier de confecționat manual hârtie, atelier foto-video, atelier de tradiții locale, atelier de pictură și gravură, sală de mini-conferințe de 15 locuri și sală de expoziție. Dacă mergem acolo, veți vedea, după părerea mea, o lucrare de calitate, niște spații foarte primitoare. Valoarea, cred că este comparabilă cu valoarea lucrărilor care se vor executa sau au început deja să se execute la biblioteca de pe strada București, la Volna. Din zona Volna. În contextul în care este pentru prima dată când în municipiu se realizează o instalație de căldură prin puțul la adâncime și valoarea mi se pare destul de rezonabilă, ținând cont că ea a fost verificată și paraverificată de toți cei care au dreptul de a evalua proiectele de acest gen. Sunt fonduri europene accesate. Partea de cofinanțare din partea primăriei a fost de 2%. Atât și nimic mai mult. Și v-am zis că mai fost o cheltuială de aproximativ 11.000 de lei pe o expertiză financiară. Vă întreb, dacă această clădire nu ar fi fost reabilitată din fonduri europene, dumneavoastră, ca primar, noi, ca municipiu, am fi putut să susținem această cheltuială din bugetul local? Să reabilităm această clădire și în ce perioadă? În primul rând, dacă tot am așteptat, pentru că știam că vor veni fonduri pentru asemenea lucrări. La un moment dat, în primul rând, putea să fie dărâmată și ea trebuia să fie reabilitată. Eu nu lăsam să cadă fiind de clădire, monument, clădire de bineînțeles, patrimoniu, nu puteți să intervenim la ea, să o demolăm. Au trecut foarte mulți ani, da? La un moment dat eram lipit de ruinele acestei clădiri și aș vrea să fiu lipit și acum de această clădire nouă, care, după părerea mea, pigmentează plăcut zona de centru vechi.
Bineînțeles că mai sunt multe lucruri de făcut în zona respectivă, sunt multe clădiri, monument, care ar trebui reabilitate, dar datorită hățișului legislativ e greu să demarăm lucrări. Chiar și proprietarii pe care au aceste clădiri, le este destul de dificil din punct de vedere financiar să se apuce de renovarea acestor clădiri. Cât de greu este să accesați un proiect european? Păi, am spus foarte clar, dacă noi am început cu depunerea documentului în 2017, gândiți-vă că în 2018 am semnat acest proiect și începerea lucrărilor. Data trecută, dacă nu mă înșel, am spus că pașii care sunt de la concepția, de la concepție până la demarare sunt între 900 și 1200 de zile. Acest lucru nu este că suntem noi puturoși sau nu suntem în măsură să rezolvăm mai repede probleme, nu depinde de noi, ci sunt etape cadrul, de urmat. Bineînțeles, cadrul legislativ nu ne permite să sărim o etapă. În emisiunea trecută vorbeați cu colega mea despre faptul că în anul 2012, când ați preluat mandatul de primar, nu ați găsit niciun proiect accesat. Aș vrea să fac aici o observație. Când am zis că am, la ora actuală, în 2012 a fost 0 proiecte și în 2020 sunt 42 de milioane de euro prin proiectele pe care noi le accesăm, vreau să spun că aceste 42 de milioane de euro sunt deja semnate și a început derularea pașilor pentru a intra în licitații. Oricum, eu sau altcineva cine vine la primărie va fi obligat ca aceste lucrări să fie demarate. Să le ducă la bun sunt, sfârșit. Mai sunt încă proiecte acolo care se ridică la 10 milioane în diferite faze de evaluare, că încă nu s-a semnat contractele. Ca atare, așteptăm cu mare nerăbdare semnarea și celorlalte proiecte, acolo vreau să ridică la 10 milioane, pentru a întregi suma de 52 de milioane de euro. În ultima perioadă au apărut discuții în mediul online, da, despre faptul că ați făcut foarte multe angajări la primărie. Cum comentați acest lucru? Sunt date false. Într-adevăr, nu cum a spus o persoană că înainte de 2012 au fost 120 de angajați și că noi avem 444 în primărie, într-adevăr, în 2012 erau ocupate 120 de locuri. Datorită unor, cum să spun eu, lucrări pe care trebuie să le facem, a documentelor de fapt, a trebuit în primul rând să înființăm direcția de proiecte europene. A trebuit să ne ocupăm de promovarea patrimoniului, de direcția juridică și de administrație, unde tot așa a trebuit să mărim numărul de locuri și vă spun și de ce. Toate aceste locuri, cele 38 de la 120 la 158 de locuri pe care noi le avem strict în primărie, s-a datorat acestor lucruri și anume înființarea acestor direcții și departamente. Pentru că ca să realizezi un proiect pentru accesarea de fonduri europene, trebuie să lucrezi foarte, foarte multe documente care sunt atașate înainte de a promova proiectul respectiv. Când am preluat primăria, în afară de faptul că aveam o strategie de dezvoltare în care vreau să treacă brațul Borcii, era trecut râul Bega și era un copy-paste, vreau să vă spun că a trebuit să muncim o echipă destul de mare pentru realizarea celor 4 strategii care stau la baza depunerii documentelor. Și este vorba de strategia de dezvoltare economică socială a municipiului Călăraș pentru perioada 2014-2020, strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Călăraș pentru tot aceeași perioadă, planul de mobilitate urbană al municipiului Călăraș și planul de acțiune pentru energie durabilă pentru perioada 2014-2020. Aceste strategii ne-au luat foarte mult timp pentru că nu facem copy-paste. Noi, într-adevăr, gândim și realizăm lucruri pentru municipiul Călăraș, nu pentru Bega. Ca să tragem o concluzie, pentru dezvoltarea municipiului Călăraș, pentru accesarea acestor proiecte, aveați nevoie de un număr mult mai mare de angajați. Bineînțeles. Mi-aduc aminte că în 2012 era o singură persoană care se ocupa de strategie, de proiecte europene. S-a văzut ce s-a întâmplat. 0 proiecte europene depuse, 0 proiecte
accesate 0 proiecte în derulare. E, gândiți-vă și chiar pun o întrebare, cum cei care au fost înaintea mea, inclusiv ultimul primar care a fost înainte de 2012, nu s-a gândit că în momentul în care discuți de proiecte europene, principalele documente care sunt depuse sunt actele de proprietate. Și aș vrea să vă dau și chiar rog teleascultătorii să fie foarte atenți. În 2011 erau inventariate 235 de poziții pe proprietățile noastre cu 9 cărți funciare. 9 cărți funciare. Cum adică 230 de proprietăți la... Da, din cele 235 de proprietăți existau decât 9 cărți funciare. La ora actuală noi ne-am dezvoltat proprietatea publică și avem 635 de poziții și până acum 489 de cărți funciare. Despre ce vorbim? Documente care, fără de care, nu puteam să depunem proiecte pentru că nu aveam acte de proprietate. În 2012 nu aveam acte de proprietate. La ora actuală avem cărți funciare pe toate străzile din municipiul Călăraș. Da? În 2012 exista decât una singură. Și vorbim că n-am făcut nimic. Și dacă nu existau cărți funciare, cum, da, cum se încasau banii la taxe și impozite? Asta a fost. Asta a fost. Și vine și spune mie că n-am făcut nimic. Ați adus în discuție situația din anul 2012. Este normal ca în perioada de precampanie, ca în perioada de campanie, contracandidați, indiferent de partidul de la care fac parte, să atace, să scoată în evidență nerealizările, greșelile primarului în funcție. Însă, în ultima perioadă se întâmplă un lucru interesant. În afară de contracandidați, sunteți foarte atacat de fostul primar în funcție. Da, mi-aduc aminte cu surprindere când domnul fost primar spunea de PSD că este balaură cu 7 capete. Că e un partid imoral, că e un partid... Așa mi-aduc eu aminte, nu știu... În orice caz, numai cu injurii la adresa acestui partid. Acum îl văd în poziția de a vorbi și acum chiar nu sunt derutat, nu știu care va fi candidatul, ori va fi cel care este pe BNR, ori pe ultima sută îl va schimba cu domnul Dragu, pentru că cel care este pe BNR și poate cred că a intrat din nou un concediu medical, dar nu știu de cine e plătit, da? Că până acum a fost de la stat și vreau să fac o mică paranteză, să uită cu mare atenție cum cheltuie banul public și chiar nu mă deranjează, dar să se gândească și că și el a primit concedii medicale din banii publici, da? E, acum văd că mă atacă domnul Dragu, eu resucces, dar eu n-am de ce să mă fac cu domnul Dragu. Eu vreau să vin și-l invit cu această ocazie încă o dată pe domnul Dulce să vină la o emisiune, la o dezbatere în care să ne spunem ce avem de spus. Poate să-mi aduce că nu mai acuze, păi nu mă deranjează. Bine, poate ține la cutie ce proiect are el pentru municipiul Călăraș. Dar vă spun cu toată sinceritatea că programul pe care îl am cuprinde absolut, nu absolut, cuprinde cea mai mare zonă a nevoilor pe care municipiul le are. Dar mă gândesc așa, eu mă duc într-un loc, el vine după mine și mă ce acuze. Dom'le, dacă nu suntem în stare să vorbim față în față, chiar nu suntem în stare să ne gândim ce am făcut și să reproșăm lucrurile nefăcute de el mie, că nu am făcut, eu stau și cu domnul Dragu dacă e nevoie. Și le arăt ce a făcut, adică n-a făcut nimic. Nu vreau să intru în amănunte. Faptul că m-am apucat să fac niște străzi și mi-asum acest lucru, nu cu o spoială de asfalt de 2-3 cm, lucrări durabile, lucrări care a schimbat într-adevăr structura șoselei. Îmi povestea cineva că de ce am spart betonul. Da, l-am spart pentru că din studiul GEO s-a constatat că între stratul de beton și restul de balast care era de sub, era o distanță destul de mare. Mai mult decât atât, și era și fisurat. În momentul în care eu aș fi turnat asfalt și în orice ca strada, să zicem, Bulevardul Titulescu are un trafic destul de intens. Intens. Și, da, intra în vibrație, se crăpa asfaltul și după peste un an, doi, mi s-a ducea acuze că eu te duc ce a făcut ăsta, a schimbat
doar asfaltul. Nu, fac lucruri durabile. Am băgat cablurile în subteran și pe strada București, și pe strada Grivița și pe Bulevardul Chitulescu. Va urma strada București, care tot așa vom avea. Oare nu merităm să avem și noi niște străzi moderne, durabile? Că de fapt asta vorbim. O stradă de genul ăsta, vă garantez, conform contractului, are un termen de garanție de minim 10 ani, dacă nu mă înșel. Păi, atunci, dacă eu făceam o stradă de asfalt și peste 2 ani iar mai trăneam o stradă de asfalt, unde ajungeam? S-a lărgit calea de acces. Și fără să falsă modestie, eu când m-am plimbat și când mă duc la piață și când mă duc la în zona de 10 nivele, lumea se oprește și spune, bravo domnule, avem și noi într-adevăr o zonă deosebită. Nu, Călărașul nu are nevoie de așa ceva. Are nevoie să rămânem în zona acele jigniri pe care domnul, sau mai bine primarul Dragu a spus-o, că suntem niște, dacă nu mă înșel, javre. Oare asta e respectul pe care îl purtăm cetățenilor care ne-au ales? Numai în momente de criză trebuie să știm să ne abținem și să demonstrăm că suntem cei mai coerenți și cei mai verticali și cei mai calmi oameni într-o dispută sau într-un dialog cu cetățenii. Eu nu mi-am permis niciodată să vorbesc cu lui fața de nimeni. Și mi s-a duc în juric. Așa cum am zis că m-au înjurat în Măgure. Nu m-a înjurat nimeni. A fost o discuție mai tensionată, în urma discuțiilor. Vreau să vă spun că arătând documentele pe care le-am avut, și nu numai în cartierul Măgureni, ci și în cartierul Mircea Vădă, documente doveditoare că ei au pus bețe în roată. Ca să fie foarte clar. Și acum venim și arătăm cu degetul. Ei numai pe minciuni și jignirii se bazează. Asta e. Va urma o dezbatere electorală la care cu siguranță veți fi prezent alături de candidatul din partea PSD-ului. Asta în perioada de campanie electorală. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule primar. Și vă mulțumesc.